Ca și copil nu poți uita primele animeuri, ce au avut un impact atât de semnificativ în viața fiecăruia dintre noi. Și unul dintre acele animeuri a fost Yu-Gi-Oh! Prin anul 2005, pe canalul TVR1, se difuza Yu-Gi-Oh! Și atunci am intrat prima dată în contact cu acest univers plin de monștri, faraoni și de cărți magice. Bine ați venit la Te România, eu sunt Alex și astăzi vom vorbi de ce a decăzut Yu-Gi-Oh! În România. Când auzeai acest intro, știai că urmează să vezi ceva epic și pentru mine încă are foarte multă nostalgie. Era cu totul o frenezie când venea vorba de Yu-Gi-Oh! Serialul era difuzat aproape zilnic, mai toți copiii știau despre el. Fie că jucai jocul, era aproape imposibil să nu intri în contact cu acest anime. Iar după un timp au apărut și primele upsibilduri cu Yu-Gi-Oh! La cornurile ce picau, dacă vă aduceți aminte, iar după a apărut colecția Metal Tazos, ce o puteți găsi la pungile Starchips, ce încă o am după atâta timp. Dar pe la mijlocul anului 2005 au apărut în România primele cărți Yu-Gi-Oh! Deși multe dintre ele erau contrafăcute, ca și copil, nu îți păsa. Țin minte și acum cum o rugam pe maică-mea să-mi dea 25.000 de lei, adică 2,50 lei, să-mi cumpăr un pachet, fiindcă acesta era prețul din acea perioadă. Și ajungeam acasă, le deschideam și mă uitam să văd ce cărți rare urma să-mi cadă. După aia mergeam la școală și fie că făceam schimb sau mă duelam cu amicii, era o plăcere să colecționez orice chestie ce avea logo-ul Yu-Gi-Oh! Dar în aceeași perioadă un alt anime avea să fie mai popular decât Yu-Gi-Oh! Cel puțin în România. Și acela era Duel Masters, difuzat pe Cartoon Network. Deși eu mereu am preferat Yu-Gi-Oh! În detrimentul lui Duel Masters, datorită poveștii foarte bine structurate, cu elementele mileniului și cu villainii din acest serial. Fie că vorbim de Pegasus din primul sezon sau de Merrick sau chiar Bakura, Yu-Gi-Oh! Mereu a avut o poveste foarte captivantă. Dar Duel Masters avea să fie mai popular din păcate. Bine, nu acesta este motivul. Și Duel Masters avea o poveste destul de ok, aș putea spune. Dar nu se putea compara cu povestea din Yu-Gi-Oh! Povestea lui Shobu Kirifuda, deși un pic mai simplă decât cea lui Yugi, a fost considerată un rip-off. Chiar și în Japonia, de către mulți fani ai seriei Yu-Gi-Oh! Chiar dacă, în esență, Duel Masters este tot un anime în care un joc de cărți este în centrul poveștii, acesta a fost mai popular doar fiindcă era difuzat pe Cartoon Network. Deși TVR-ul în acea perioadă era mult mai urmărit decât Cartoon Network, Duel Masters era difuzat de mai multe ori în aceeași zi. Acest lucru avea să fie mult mai accesibil pentru copiii din acea perioadă, comparativ cu un singur episod ce era difuzat pe TVR. Când au apărut primele cărți de Duel Master în România, îmi amintesc la școala unde învățam că puteai primi câteva pachete de Yu-Gi-Oh! La schimb pentru niște cărți Duel Masters. Acest lucru era un pic curios, având în vedere că Yu-Gi-Oh! A fost mult mai popular peste tot pe glob, comparativ cu România. Decăderea seriei Yu-Gi-Oh! A fost și faptul că cei de la TVR nu au terminat seria și după sezonul 3, din câte mi-amintesc eu, serialul nu a mai fost dublat nici în engleză, dar nici în română. Și TVR-ul a scos din program animeul Yu-Gi-Oh! Iar popularitatea a scăzut vertiginos și din anul 2005 până în 2008 am început să aud tot mai puțin despre acest anime. În schimb, Duel Masters a fost difuzat aproape în întregime pe Cartoon Network, chiar și în ziua de astăzi. Nu prea mai auzim pe nimeni vorbind despre acest anime. Putem spune că la nivel internațional, Yu-Gi-Oh! Încă are un succes destul de mare, cu o bază de fani foarte activă, fie că vorbim de canalele de YouTube dedicate animeului sau de canalele unde sunt deschise pachete. Deși jocul s-a schimbat mult de la versiunea originală, a mai apărut și alte versiuni de Yu-Gi-Oh! Cum ar fi GX sau 5Ds, nimic nu poate ajunge la același nivel cu versiunea originală. Pentru a avea o experiență de Yu-Gi-Oh! Puteți juca jocul virtual și anume Yu-Gi-Oh! Duel Links. Din păcate, generația din ziua de astăzi nu cred că o să mai audă de acest legendar anime ce mi-a făcut mie copilăria mult mai frumoasă și m-a făcut să cheltui o grămadă de bani pe pachete și pe pungile de chipsuri, doar ca să pot completa colecția de Metal Tazos. Chiar dacă Duel Masters a fost mult mai popular în România, nu putem nega influența acestui anime în copilăria multor din tinerii din acea perioadă. Spuneți și voi în secțiunea de comentarii ce credeți că a omorât Yu-Gi-Oh-ul în România și ce ați preferat în acea perioadă dintre Yu-Gi-Oh! Sau Duel Masters. Până data viitoare, nu uitați să dați subscribe, like, share. Eu sunt Alex și salut!